În județul Suceava, în următoarea perioadă, se vor desfășura mai multe spectacole și acțiuni. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a ținut să menționeze câteva evenimente ce vor avea loc în această vară. În perioada 21-29 iunie, Târgul de Sânziene al Meșterilor Populari, care va fi organizat la Suceava. Sigur, în iunie mai sunt foarte multe alte evenimente și la Putna, și la Moara, și la Stupca, festivalul concurs, trasee mineșciene, în grădina cu flori de munte la Cernăuți. Iată că avem și evenimente pe care Suceava le organizează în regiuni partenere. Tabere internaționale de artă plastică, Lumina Nordului și așa mai departe. Pentru luna iulie, care deja începe să fie o lună foarte importantă pentru turiști, pentru că deja sunt concedii și se adună foarte mulți turiști în această perioadă, aș vrea să menționez în primul rând ziua de 2 iulie, care înseamnă praznicul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt de la Putna. În al doilea rând, în perioada 5-12 iulie, va avea loc prima ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru la Suceava, la care săptămâna viitoare vom veni cu elemente suplimentare, însă vreau să vă spun deja, s-au înscris un număr de 10 școli de teatru, care vor fi în această perioadă 5-12 iulie la Suceava. Sunt școli din Marea Britanie, din Germania, din Polonia, din Ungaria, din Republica Moldova, dar și 5 școli din România. Tot pentru perioada lunii iulie, ca element important, sunt aceste întâlniri bucovinene care se derulează în perioada 18-20 iulie la Câmpul Lung Moldovenesc și la care vor veni foarte multe formații artistice dintr-o zonă largă cu un caracter bucovinean mai bine conturat. Luna august va fi marcată de o serie de evenimente importante, printre care amintim Festivalul Bucovina Rock Castle și meetingul aviatic intitulat în acest an Zborurile Unirii. August este luna cea mai încărcată din punct de vedere al evenimentelor și de turiști, dacă vreți, conform statisticii. Avem în perioada 21-23 august Bucovina Rock Castle, ediția a patra, la care vreau să vă anunț că va participa și o trupă renumită, celebră, trupa Nazaret, în ultima seară, pe 23 august, iar restul de invitați vor fi trupe din lumea largă care, așa cum ne-am obișnuit, vin să concerteze la Suceava. Și vom încheia luna august, perioada de vară, după cum am spus, pentru că acest program este calat pe vară, lunile iunie, iulie și august, așadar vom încheia acest profil în perioada 30-31 august la aeroportul Ștefan cel Mare cu un spectacol aviatic de mare ținută care se va chema Zborurile Unirii.